Bună ziua, bine ați venit în bucătăria Lucreți. Astăzi vom pregăti padișpan pufos cu fructe de sezon. Vom avea nevoie de 10 ouă pe care le-am separat, 10 linguri de zahăr, 10 linguri de făină, 10 linguri de ulei, 2 linguri de cacao, un praf de copt, un zahăr valinat, sfide de fructe de sezon și rahat. Vom amesteca albușurile 3-4 minute cu mixerul. După aceea vom pune și zahărul și vom amesteca din nou până se va obține o cremă pufoasă. Gălbenușurile vom amesteca cu mixerul după ce vom pune praful de copt și cele 10 linguri de ulei. Se va obține o cremă și se va mări volumul. Vom pune crema obținută din gălbenușuri în albușurile bătute. După ce am amestecat cu mixerul albușurile cu gălbenușurile, vom pune și făina și vom amesteca din nou zahărul valinat până se va obține o cremă pufoasă mai groasă ca smântână. Vom lua puțin din compoziție și vom pune 2 linguri de cacao pentru a da culoare și savoare și frumusețe în toată compoziția când o punem în tavă. Vom tapeta o tavă cu ulei și făină și vom pune compoziția în timp pe cea albă, după aceea pe cea colorată, iar în compoziție vom pune fructe, safide și rahat. Vom băga tava în cuptorul încins și vom ține un sfert de oră cu focul maxim, încă vreo 20 de minute cu focul minim până se va rumeni. Când este gata, o vom scoate din cuptor, o vom tapeta cu zahăr și o să arate minunat! Poftă bună!